Hello, bine ați venit! Eu sunt Adrian, sunt developer de aproximativ 8-10 ani. În ultimii 2 am început să lucrez cu tehnologii web și în seara asta o să încerc să vorbesc despre reactive programming folosind implementarea pentru JavaScript, adică RxJS. Cum sper că v-ați dat seama din titlul prezentării, este o prezentare introductivă. Cam ce am timp să fac în jumătate de oră, o să vorbim despre cine folosește Rx, ce este Rx. O să trecem prin câțiva operatori, printre cei mai utilizați, sau mă rog, cei mai utilizați de mine, ca să putem înțelege cum funcționează. Și o să încerc să explic diferența între un observable hot și un observable cold. O să încerc să stau cât se poate doar în poziția asta, ca să mi se audă voce ok înregistrat. Dacă mă mișc, mi atrageți atenție și mă duc înapoi la locul meu. Bun. Ce-i cu tot hype-ul ăsta despre reactive programming și cine folosește reactive programming? RxJS nu este deloc o librărie nouă. A fost creat acum aproximativ 10 ani. Rx în sine ca librărie este și mai veche de atât. Și poate spre surprinderea majorității de aici, RxJS a fost, de fapt, prima versiune a fost creată de un tip care lucra sau încă lucrează la Microsoft. Au avut ei o idee genială să mută niște aplicații care erau scrise în C# pe JavaScript și ca să facă chestia asta încercau să lucreze la un compilator ca să compileze codul de C# în JavaScript. Foarte mișto. Adia, nu cred că o rezolva mare lucru chestia asta, dar lucrând la asta aveau nevoie în codul de C# foloseau implementarea Rx pentru .NET și au avut nevoie de ceva în codul JavaScript ca să translateze funcționalitatea asta și au început să scrie RxJS. Cam așa au apărut și în ultima vreme a devenit tot mai populară, cam în ultimii 2 ani, cred, deși cum ziceam este destul de vechi. Deci nu este ceva ce a apărut în ecosistemul front-end în ultimul an. Am încercat să pun câteva companii care îl folosesc, dintre cele mai importante sunt Netflix și Futurist, în principal datorită celor doi oameni, Ben Lash și Andre Staltz, sper că am pronunțat ok numele. Ben Lash este și lead developerul de la RxJS și până acum, nu știu, 2 luni era angajat la Netflix, acum lucrează la Google. Și în timpul lui private lucrează la RxJS. Deci nu lucra la nicio companie. Respectiv Andre, care a creat destul de multe lucruri interesante. Restul companiilor, după cum vedeți, nume destul de mari, Microsoft, cum ziceam, în C# și C++, Airbnb, Facebook și așa mai departe. Nu folosesc doar RxJS, folosesc și alte implementări pentru alte limbaje de programare. Respectiv, în partea cealaltă, ecosistemul web și unde este folosit RxJS, o parte principală pentru care a devenit foarte cunoscut este și Angular, unde este folosit by default, la fel ca și TypeScript. Cred că înainte să fie folosit Angular nu prea știa nimeni despre TypeScript și de când au început cei de la Angular să-l folosească a devenit foarte utilizat. NgRx, care este librăria aleasă de majoritate ca să facă management la state în Angular, folosește RxJS, Ionic, Angular CLI și așa mai departe. Există binding-uri pentru Vue, VueRx, în care se folosim RxJS. Există mai multe implementări de Redux, scrise cu RxJS. Chestia asta de aici este un framework care se cheamă CycleJS, creat de Andre. Este destul de interesant pentru că toată aplicația voastră este de fapt un stream de date. L-am folosit ca să genereze niște imagini, o să ne uităm la ele imediat. Un mod destul de drăguț de a folosi, mi se pare cumva tricky, a început să înveți să gândești reactiv, să ai și toată aplicația ca un stream de date și mai interesant. Respectiv Rx Database, o bază de date destul de ok, la care manipularea datelor mi se oferă tot prin RxJS. Și oferă și client-server application cu PouchDB. CouchDB cred că e compatibil, deci dacă aveți nevoie de așa ceva, puteți să vă uitați la. Da. În ce limba și-a apărut prima dată Rx? Prima implementare, n-am nici ceva. Știu că RxJS a apărut din cea de la Microsoft. Știam la un moment dat că ar fi fost creat de cei de la Microsoft pentru Silverlight. Dar n-am găsit ceva să-mi confirme chestia asta. În prezentarea altui tip zicea asta și inițial n-am vrut să menționez că dacă nu aveam surse. Iar ne zice că sunt cam 1,6 milioane de pachete care depind de RxJS. Nu știu cât de bine raportează el chestia asta.
Acum o săptămână am publicat și eu ceva librărie foarte micuță și nu cred că o folosea nimeni, nici măcar nu avea downloads în afară de mine și zicea că depind 1,3 milioane de pachete de ea. Deci nu. Aveți încredere tot timpul ce vă zice, ce vă zice Ian, că nu e, nu e atât de up-to-date. Bun, cam astea folosesc, dar cum ziceam, nu poate fi folosit doar în JavaScript, putem să-l folosim într-o grămadă de alte framework-uri și limbaje de programare. Atunci am învățat ideile de bază, putem să le aplicăm basically cam oriunde. JavaScript și C#, C++, cum ziceam, Java și Kotlin, care e destul de la modă mai nou, Swift, bănuiesc că unii dintre voi de aici scriu și aplicați pentru iOS sau altceva și nu mai sunt și Elixir, Python, Dart, ca să-i placă și la Luci și așa mai departe. Deci, Go, odată ce ați învățat lucrurile de bază, puteți să le folosiți oriunde. Eu o să arăt cu exemple din RxJS, pentru că suntem TeamJS. Și pentru că eu folosesc cel mai mult implementarea de JavaScript, folosesc și implementarea de C#, dar nu la fel de mult. Deci cu asta sunt și eu cel mai confortabil. Bun, înainte să încerc să explic ce este Reactive Programming, ca să văd pe cât dintre voi să vă plictisesc, câți dintre voi au mai folosit Rx, nu doar implementarea în JavaScript. Da, orice. Da, și în Rx.net sau Rx.java, orice ați folosit. Ok, și care îl folosiți săptămână. Ok. Deci majoritatea probabil o să afle ceva nou, sper. Cei care îl folosiți săptămânal, nu știu, cer scuze, mergem după și discutăm despre Reactive Programming la o bere, alte chestii mai interesante. Sunt destul de multe definiții pe net despre ce este și cum este explicat. Cea mai simplă și scurtă, mă rog, neapărat simplă, care mi se părea mie cea mai ok, Reactive Programming îl definim ca programare asincron bazată pe evenimente cu streamuri de date. Puteți să vă gândiți la, nu știu, de exemplu, că aveți un buton în interfața voastră și orice click pe butonul respectiv este un eveniment. Evenimentele alea care au loc în timp este de fapt un stream de evenimente. Și asta de fapt este, noi lucrăm cu streamul respectiv. Cam asta e programarea Reactive. Ca și core este implementarea design pattern-ului observer. Stream-ul este un observable, codul nostru care înregistrează callbacks și ascultă este un observer. Și bineînțeles are niște lucruri construite peste implementarea asta, pentru că altfel nu ar fi absolut nimic foarte interesant cu ea. Ne-am face fiecare implementare asta într-o oră. Observable, ce este un observable? Spuneam că este programarea asincron folosind stream-uri de date. Stream-ul de date se cheamă observer. Puteți să vă gândiți la un observable ca orice număr de evenimente care au loc în orice interval de timp. Alt exemplu util, dacă vă gândiți la orice aplicație la care lucrați, dacă aveți o variabilă și în lifetime-ul aplicației variabila respectivă primește diferite valori, putem să reprezentăm ca un stream de date. Dacă avem o constantă și nu are niciodată nicio altă valoare, ok, nu este un stream, dar majoritatea variabilor primesc diferite valori, la care ne putem gândi ca la un stream. Și aici avem o imagine, ele se cheamă Rx Marbles, sunt niște moduri de a reprezenta grafic un observable. Linia orizontală este trecerea timpului, cât un eveniment cu valoarea de pe eveniment la intervale diferite de timp. Bara asta verticală este un eveniment de completed și mai putem avea și o eroare, o să le explic imediat, care apare ca un X. Imaginile astea sunt generate folosind rxmarbles.com, puteți intra toți să vedeți. Este o aplicație creată de Andrei cu CycleJS, codul este public pe GitHub. Ce am făcut eu? Am luat codul și am generat exemple pentru ce am eu nevoie. Majoritatea operatorilor care o să-i arăt eu o să fie prezenți și acolo oricum. Deci dacă vreți să vedeți cum este o aplicație CycleJS, puteți să faceți asta. Bun, ziceam că în timp se emit diferite evenimente și cele evenimentele astea pot reprezenta trei lucruri. O valoare, cum aveam eu pe grafică, o eroare sau un eveniment de completed. O valoare poate apărea de 0 sau oricâte ori, respectiv o eroare sau un eveniment de completed poate apărea niciodată sau doar o singură dată. În momentul în care ne-a apărut un mesaj de eroare sau un eveniment de completed, streamul nostru este terminat, nu se mai poate întâmpla nimic pe el,
n-o să mai primim nimic. Valori putem primi oricât. O să vedem, există stream-uri care nu primesc nicio valoare, doar o eroare. Sau stream-uri care doar emit valori și nu emit nimic altceva niciodată. Avem stream-ul de evenimente și ce vrem noi să facem cu el este să reacționăm când se întâmplă un eveniment. Avem metoda subscribe pe observable, în care putem înregistra niște callback-uri care vrem să execute de fiecare dată când unul din evenimentele astea este transmis. În general, la subscribe putem să-i trimitem două lucruri, ori un obiect care are trei proprietăți, o să le vedem imediat, next, error și complete, câte o funcție pentru fiecare, sau callback-uri individuale, exact în ordinea asta. Puteți să vă gândiți exact ca la promise, unde aveam două callback-uri, unul pentru succes și unul pentru fail, exact așa și la observables, doar că avem un al treilea callback pentru evenimentul de completed. Respectiv, altă diferență față de promises, la observables putem avea oricâte valori. Cam așa arată cele trei handlere, pentru next, pentru error și complete. Dacă trimite un obiect la subscribe, punem proprietățile astea pe el și implementăm câte o funcție pentru fiecare, respectiv dacă le trimitem ca argumente, exact în ordine asta le primește, primul pentru când apare o eroare, al doilea pentru primul pentru când apare o valoare, al doilea pentru când apare o eroare și ultimul pentru evenimentul de complet. La valoare și la eroare primim și două argumente, un argument, valoarea și eroare. Ultimul de complet nu primește nimic, ne spune numai că stream-ul a terminat și nu o să mai primească nicio altă valoare. Și în momentul în care apelăm subscribe, o să vedem și exemple. Partea a doua a prezentării o să fie doar cu exemple de cod și reprezentarea grafică. Nu o să mai am atât text pe slide-uri. Când apelăm subscribe pe un observable, primim înapoi un obiect care are metoda unsubscribe pe el. Și de ce vrem uneori să folosim acest unsubscribe? În cazul în care lucrăm cu niște resurse, când creăm observable-ul sau tot alocăm niște resurse, poate am vrea să le eliberăm, să nu le ținem încărcate în memorie. Și atunci folosim unsubscribe sau dacă ascultăm un stream care tot emite evenimente și la un moment dat nu ne mai interesează niciun eveniment de pe streamul respectiv, facem unsubscribe și nu o să mai fim notificați de niciun eveniment ulterior. Și foarte important de ținut minte, observables sunt lazy, adică nimic nu se întâmplă până în momentul în care noi apelăm subscribe. Putem să avem orice observable acolo, să le combinăm cum vrem noi, să apelăm orice operator vrem pe ele. Nu se întâmplă absolut nimic decât în momentul în care apelăm metoda subscribe. Cam asta a fost despre observables în general. O să trec printr-o serie de operatori, printre cei mai simpli și cei mai folosiți. Sunt foarte mulți, cred că sunt peste 120-130. Asta este una dintre principalele probleme când lumea începe să lucreze cu RxJS. Sfatul meu este să începeți cu câțiva de bază și după ce o să vă obișnuiți să-i folosiți pe ăștia, o să ajungeți la alții mai complexi. În general, sunt operatori care, de exemplu, fac același lucru ce puteți face cu alții trei. Da, nu e nicio problemă dacă inițial scrieți trei operatori în loc de unul care are nume mai ciudat și nu știu exact ce face. În funcție de ce fac operatorii respectiv, pot fi împărțiți în diferite categorii. Eu i-am împărțit în trei peste care o să trecem. Operatori care creăm observables, creăm stream-uri de date. Operatori care combinăm stream-uri, când avem două sau mai multe stream-uri și vrem să le combinăm într-un anumit mod împreună. Respectiv, instance operators. I-am denumit eu așa pentru că sunt operatori care îi aplicăm pe un stream ca să facem diferite lucruri cu el. De exemplu, dacă vrem să filtrăm stream-ul sau dacă vrem să-l transformăm în orice fel, dacă vrem să apelăm funcții matematice, de exemplu count sau minim sau așa mai departe. Primii peste care o să ne uităm sunt cei cu care creăm observables și cel mai important și probabil cel mai puțin folosit este metoda create de pe observable. Acum o să înceapă codul, bănuiesc că o vedeți toți până în spate, sper destul de mare. Metoda create este de fapt constructorul pentru observable și ca să o folosim. Prima dată importăm observable din RxJS observable, după care putem apela metoda create pe observable. Metoda create primește o funcție, ca argument al acestei funcții
avem un observer pe care avem exact cele trei metode care le-am menționat mai înainte. Next, complete, respectiv error. Ce fac eu aici în create? Fac un loop simplu peste un index și apelez pentru fiecare valoare next cu valoarea respectivă. Că după ce îl creăm, putem să facem subscribe și scriem doar în consolă toate valorile. Ce o să facă codul ăsta? Aici l-am scris puțin mai scurt. Cam așa ar arăta reprezentarea grafică. Ar fi toate imediat unul după celălalt evenimentele suprapuse, după care ar veni evenimentul de completed. În majoritatea exemplelor în care erau generate așa, am adăugat și un delay mic între ele ca să vedem mai bine ce se întâmplă și cum este reprezentat observable-ul. Și în reprezentarea asta grafică am o eroare, niciunde nu apelez aici în cod evenimentul de complete. Deci nu ar trebui să am evenimentul de complete, bara aia care se suprapune cu restul. Dacă nu ați mai folosit RX sau alte librării de stream-uri, poate vi se pare ciudat notația asta de aici cu dolar după numele variabilei. Inițial eu nu o foloseam deloc, pentru că mă enerva, mă ducea cu gândul la Hungarian Notation și nu vreau să mai folosesc acum ceva de genul ăsta. Am văzut-o mai multe aplicații online sau librării pe GitHub folosind notația asta. Pur și simplu deosebești variabilă tale dacă este o variabilă obișnuită sau un string. Este o preferință, dacă vreți să folosiți, puteți să folosiți, dacă nu, nu. Cum ziceam, inițial n-am folosit-o deloc, după care am început să o folosesc tot mai mult și acum toate care le scriu îmi adaug dolari la sfârșit. Dacă nu vă place, puteți să-l scoateți. Mai țin un training cu Luci și de obicei lumea când vede chestii de genul ăsta e foarte, nu mai înțelege nimic ce se întâmplă. Dacă pui și punct după el, deja pe jumătate i-am pierdut, așa că uneori le mai scot afară. Deci asta este metoda de create. Și ce au făcut cei care fac librăria? Au luat cel mai comun cod pe care developerii l-ar pune în metoda create și au creat operator pentru fiecare. De exemplu, aici am făcut un loop peste indexul respectiv și mi-am generat evenimentele. Primul operator care o să-l vedem este from, care îl importăm din RxJS Observable From și trimitem un array și ne generează exact un observable din array-ul respectiv. La fel cu un delay adăugat aici și pentru că asta este implementat ca lumea, ne vine și evenimentul de completed. Așa se importă toți operatorii care îi folosim standalone, deci care îi folosim ca o funcție care vrem să îi apelăm, îi adăugăm din RxJS, observable și numele operatorului. O să vedem imediat și cum putem importa altfel de operatori. Metoda asta from, cum îi trimitem noi un array aici, poate primi trei lucruri. Orice care arată ca un array, adică care are length și proprietățile, orice care arată un promise, deci dacă lucrați cu o librărie care vă returnează promise-uri, puteți crea observables din ele, sau orice obiect care este subscribable, adică care are metoda subscribe. From cumva poate să ne creeze observables din observables sau din alte obiecte asemănătoare. JavaScript, deci duck typing, dacă arată că un observable și are metoda subscribe, se descurcă cu el să facă un script. Un step. Un promise o să ai doar o singură valoare. Da. Promise-ul va emite o singură valoare, ori o eroare, ori o valoare. Și după aia automat se complete. După care, da, vine un eveniment de complete. Pentru că el știe că nu o să mai primească niciodată nicio altă valoare de acum. Alt mod de a crea evenimente, cumva mai util pentru noi care lucrăm cu interfețe web, este from event, se importă exact la fel și poate crea observables direct dintr-un eveniment care se emite pe un element. Deci în cazul ăsta eu mi-am creat un stream pentru evenimentul mouse move de pe document. Deci de fiecare dată când o să mutăm noi mouse-ul, o să ne genereze un nou eveniment și iau poziția X a cursorului și o scriu în consolă. O să vedem imediat și un exemplu cu asta. Respectiv, al doilea iau un buton și îmi generez un stream din evenimentul click. Și unul dintre use case-urile cele mai bune a RxJS este când avem o interfață grafică foarte complexă, care utilizatorul interacționează foarte mult și atunci ne creăm tot felul de stream-uri din tot ceea ce poate face utilizatorul și le manipulăm în spate. Bănuiesc că știți, majoritatea gestul ăla de pull și release pe mobile ca să încarce mai multe evenimente într-o listă. Poate fi creat destul de simplu folosind
Observables este și un video drăguț pe net, cred că Ben Lash, dacă căutați pe YouTube, îl găsiți. Și acum să vă arăt că și merge codul ăsta. Ok. Am luat doar exact codul care era pe slide, vedeți până în spate, pe memorie. Deci iau, creez un observable din document de pe mouse move și dacă mă duc în output, de fiecare dată când mișc mouse-ul, mi se generează un eveniment. După cum vedeți, destul de multe pentru că este la fiecare mouse move. Respectiv, pe buton, de fiecare dată când dau click, vine un eveniment. Ok. O să aveți slide-urile la sfârșit, dacă vreți puteți să ajungeți și voi la exemplul respectiv. Altă metodă de a crea observable este un timer, care este asemănător cu setTimer din JavaScript. Ce face? În primul exemplu îi trimitem un argument și el ne emite o singură valoare după intervalul ăsta de timp, aici după 100 de milisecunde, ne emis o valoare și completed. Respectiv, în al doilea caz, după 100 de milisecunde ne emite o valoare și folosește al doilea argument ca la fiecare trecere a intervalului respectiv să ne mai emite o valoare. Deci aici se emite o valoare după 100 de milisecunde, pe care la fiecare 1500 de milisecunde, la o secundă jumate, ne mai emite câte o valoare. Orice operator care creează observables de genul ăsta o să înceapă cu 0 și continuă de la 0 să facă increment la număr. Deci dacă avem nevoie de ceva util, putem să-l transformăm noi în orice altceva util. Și le importăm la fel din RxJS Observable Timer. Și cred că ultimul este Range, care face exact ce ne zice numele. Îi zicem de la ce număr se înceapă și câte elemente se ia. În cazul ăsta se înceapă de la 1 să ne ia 10. De la 1 până la 10 va genera evenimentele și complete. Respectiv aici era corect reprezentat, pentru că este trecerea timpului, iar aici am adăugat eu delay-ul de 50 de milisecunde ca să le vedem mai ok. Cam astea au fost printre cei mai vorbit, da. Legat de from event, se poate face debouncing age? Da. Este operator de debounce. Adică e implementat în Rx. Da. Câteva slide-uri mai în față, o să și am exemplu cu operatorul de debounce, că îl putem folosi la evenimentul. Pe lângă cei care v-am arătat, când lucrați cu o aplicație în real life, mai sunt trei operatori care îi folosiți destul de mult. Empty, never și throw, care generează niște stream-uri destul de interesante. Empty ne generează un stream care nu emite nimic și emite evenimentul de completed imediat. Deci generăm un stream care completed și that's it. O să arăt un exemplu cu el, se folosește de exemplu la error handling. Când ne vine eroare, dacă nu vrem să apeleze callback-ul de eroare, returnul o prindem și returnăm un observable empty și ne se apelează callback-ul de success fără nicio de complete. Se apelează eventul de complete. Throw generează un observable care imediat aruncă o eroare. Respectiv never ne generează un observable care nu emite nimic niciodată, ci doar stă acolo. Deci dacă înregistrăm un callback la el, nimic nu o se întâmplă. Sunt niște cazuri destul de corner case la care este folosit, dar este unor destul de folosit la testare, ca să testăm anumite lucruri. Putem să vedem ce se întâmplă cu never. A doua categorie de operatori, general, genul ăsta de operatori sunt cei mai mulți. O să începem cu niște operatori care îi găsim și pe array, de exemplu, gen map sau filter. Putem să ne gândim la ei ca la o funcție pură. Ei primesc ca input un observable și ne dau înapoi alt observable fără să modifice sub nicio formă input-ul și fără să aibă niciun fel de side effect. Puteți să vă creați și voi operatorii voștri, iau un observable ca input, ne trimit un rezultat ca alt observable și cam asta este tot ce fac ei. Ca să putem folosi operatorii ăștia, începând cu ultima versiune de RxJS, mă rog, nu ultima, cu RxJS 5.5, asta este diferit de orice altă implementare, din ceea ce știu eu, avem nevoie să folosim metoda pipe.
În tot DaPipe există pe orice observable, cei care ați mai lucrat cu ArcGIS sau lucrați cu Angular, de exemplu, dacă lucrați cu el mai de mult, nu ați apucat încă probabil să faceți upgrade la versiunea asta. Înainte de pipe erau cu dot chaining, puneam observable.map.filter. Așa mai departe, sau Fluent API, cum vreți să ziceți. Acum avem nevoie de metoda pipe, care este pe orice observable, și în pipe îi trimitem ca argumente fiecare operator care vrem să-l aplicăm în ordinea care vrem să-l aplicăm. Mai e Fluent în 5 sau... Mai este, poți să folosești, poți să-ți faci upgrade la Angular 5 și încă o să-ți facă upgrade la ArcGIS. Ăsta au păstrat toți operatorii vechi pentru backwards compatibility, dar toată lumea te încurajează să-i folosești pe ăștia. E motiva nume? Da, două. Unul, când îl... Înainte îl importai, scrie import direction path către un operator. Și atunci se întâmplau două lucruri. Unul îi făcea patch la prototipul de observable. Deci aia însemna că în orice fișier de la tine din aplicație aveai disponibil operatorul respectiv. Și evident și mai interesant, orice aplicație sau orice librărie care depindea de a ta putea să folosească operatorul respectiv fără să-i pună un import niciun. Și după aia dacă eu îl scoteam, puteam să stric aplicația mea sau alte aplicații care depindeau de librăria mea. Și cred că ce interesa pe ei și mai mult decât asta este comandul care făceai patch la prototip, numai niciun tool de tree shaking nu mai era capabil să-ți scoată afară. Deci tu puteai să-ți importi 20 de operatori, uitai de ei acolo, că în timp nu-i mai folosești, niciun linter, nimic nu se putea prinde că tu nu-l mai folosești și nu puteai să-ți scoată, la bundling. Și atunci au făcut modul ăsta de a-i folosi. Îi importăm din ArcGIS Operators. Foarte important. Majoritatea sau unii dintre ei putem să-i importăm și din celălalt loc, dar atunci nu o să-i putem pune în pipe. Deci, basically, dacă vrem să-l folosim așa, standalone, ca o funcție din ArcGIS Observable și numele lui, dacă vrem să-i folosim în pipe, avem nevoie să importăm din ArcGIS Operator. Înainte era destul de messy, trebuia să ții minte toate path-urile. Acum, basically, sunt doar două ArcGIS Operators pentru ăștia care îi folosim în pipe, respectiv ArcGIS Observable și numele operatorului pentru ceilalți. Au pierdut partea aia de dot chaining. Mi-a plăcea mai mult, cumva, durează ceva să te obișnuiești, dar dacă ai mai lucrat cu functional programming sau ceva, n-ai nicio problemă nici cu metoda asta de a-i folosi. Dar mai poți să folosești chaining? Ba da, poți să importi, dar la un moment dat o să-i scoate tot. Ah, da. Numai dacă faci importul ăsta, nu mere chaining-ul. Da, nu. Deci dacă îi folosești cum îi foloseai până acum, nu e nicio problemă, nu te oprește nimeni. Doar că ei la un moment dat o să vrea să pună, de exemplu, import map filter tab from ArcGIS. Dar acum dacă faci import from ArcGIS, îți ia toată librăria și nu cred că vrei să ai 3 mega de chestii. Asta pentru tree shaking. Adăugat. Da, în principal pentru tree shaking și ca să nu strice alte aplicații când tu îi scoți. Cum ora apărut, nu știu, acum de 2 luni, sunt foarte puține codebases care chiar au făcut upgrade la versiunea asta. Dar ei recomandă foarte mult ca toată lumea să folosească asta. Și cum ziceam, librăria în sine e destul de mare. Deci dacă îți tot adaugi la operator, să te trezești cu un size destul de mare la aplicație. Nici aplicația la care lucrezi la birou nu am făcut în cap la asta, că ia puțin. Și exemplu la Angular CLI au modificat ei niște lucruri. Puteți citiți GitHub ArcGIS. Dacă folosiți configurația voastră, firul vostru config pentru Webpack, s-ar putea ca folosind operatorii ăștia să vă dea de fapt un bundle mai mare. Că sunt niște lucruri care trebuie să le faci, evident, că nu merge nimic out of the box. Deci avem nevoie de pipe. Și primul operator, cum ziceam, sunt exact ca la un array. În cazul ăsta, map. Are un predicat, îi zicem că vrem să ia fiecare valoare să o mulțească cu 2, generăm un observable din valorile 1, 2 și 3 și pe rezultat ne pune valoarea înmulțită cu 2, ca la orice alt array similar. Filter, exact la fel cum vă așteptați cu ce ați mai folosit până acum, verifică valoarea respectivă cu condiția care o dăm noi. Dacă returnează false, pur și simplu nu-l trimite pe rezultat. Ce ziceam că este un observable diferit, ăsta este input-ul, adică ce creez eu aici. Și ce ne returnează filter este alt observable, deci este alt obiect nou, nu are nicio treabă cu ăsta de input, nu o să-l modifice niciodată pe cel de input. Este destul de optimizată partea asta, pentru că vă imaginați că aveți, nu știu, 10 operatori băgați în același pipe, o să vă creeze 10 observables diferite, dar nu e neapărat o problemă asta. Al treilea operator este tab, sau tab, și aici e ceva amuzant legat de nume și de modul nou de a-i folosi.
nu mai pot să, evident, nu mai pot să folosesc anumite lucruri care erau keywords în JavaScript, gen do. Pentru că înainte operatorul ăsta se chema do. Respectiv, aveai catch și acum a trebuit să-i zică catch error, pentru că la fel, nu mai putea să ai o funcție la care îi zice catch. Switch, switch all și așa mai departe. Trebuie să facă rename la câțiva ca să poată să-i folosească așa. Deci înainte el era cunoscut sau nu, cu numele de do și în general cam așa faceți debug la RxJS. Mai făcut un tip o librărie, putem să discutăm după prezentare, ca și console log la orice altă aplicație. Aici avem un map și ne vin niște valori care le trimitem într-un filtr, dar, mă rog, exemplu ăsta e foarte trivial, dar să zicem că noi nu înțelegeam de ce ne vin valorile respective în filtr. Folosim un tap și luăm valoarea și, de fapt, doar scriem în console valoarea. Ce face tap? Ne dă valoarea care vine prin observable, dar fără a modifica deloc observable. Deci aici avem exact același observable care îl avem aici, o să-l avem și la filtr. Puteți face asta sau mai puteți să-l folosiți ca să generați un fel de side effects. Nu v-aș recomanda, s-ar trebui să fiți destul de wise cu chestia asta, cu ce faceți dacă vreți să faceți ceva în tap-ul ăla. Deci, în output sunt nivelul valorile 4, 6 și 8, pentru că 2 nu este mai mare decât 2, dar în linia cu tap, în console, o să ne apară toate. Dacă știți sau ați folosit un careva o metodă mai bună de a face debug, let me know după prezentare, că m-ar ajuta și mie. Cred că am citit la un moment dat, erau două pagini cu deci eu zis tap, dar evident că n-am ținut nimic, nu era atât de relevant. Două pagini? Da, pentru că... Deci au rămas. Da, cum a zis și Dani, la un moment dat, crede-mă, s-a cercetat destul de mult pe tema asta, mai ales la operatorul ăsta, cum să-i zic. Restul a fost mai ok, catch error sau switch, switch all, dar cu ăsta au avut dubii mari despre cum să-i zic. Mai apare și alte librării. Da, aia e chestia. Majoritatea operatorilor sunt la fel în toate librăriile, indiferent în ce îl folosești. Mă rog, unele au numai implementările lor. Și atunci eu am încercat cumva să facă cât mai ok. Deci dacă îl folosești în RxJS, să fie la fel și în alte librării. Și acum trece la operator mai util. Știi, erau așa numai de sample. Mă rog, util. Map îl folosești destul de mult și filter, dar nu exemple din astea foarte simple cum l-am făcut eu. Distinct until changed, cum probabil îi zice și numele, au încercat să le dea nume cât mai utile. Pur și simplu ignoră orice valoare care nu este diferită de ultima valoare emisă. Deci creăm un observable cu 3 de 1, 2 de 4 și un 5, apelăm distinct until change în pipe fără niciun argument și din observable-ul sursă ne vine valoarea 1, ajunge 1 pe rezultat, ne mai vine 1 și tot ignoră. Până ne vine o valoare diferită, alt 1 îl ignoră, ne vine un 4, îl pune pe rezultat, ne vine al 4, îl ignoră din nou, 5 și îl pune și complet. Este destul de util, o am și un exemplu cam cum l-ați folosit într-o aplicație. Și asta este ce întrebai, debounce, ne ia doar ultimul eveniment într-un interval de timp, îi dăm ca argument milisecunde intervalul de timp, am creat un input din 1, 2 și 3, un observable care le emite imediat și completed la un moment dat. Și ce este important de realizat aici este că el nu are de unde să știe că este ultimul eveniment decât când s-a terminat intervalul respectiv. Deci el ne emite o valoare doar după cât timp îi zicem noi aici. După 50 de milisecunde în cazul ăsta, ne emite ultima valoare. După care mai așteaptă 50 de milisecunde și se uite, am mai avut ceva pe input, nu am mai avut nimic, ok, mă rog, și când vine completed, pune completed. Dar nu, am văzut ceva discuții pe net, unii se așteptau ca exact când îți vine 3 aici, el să-l pună pe output. Dar de unde să știe el că tu nu o să mai ai nimic pe input? Deci, imaginea. Da, exact. Asta are legătură cu faptul că from, în cazul ăsta, e un array și este sincron, generat evenimentul, nu asincron. Ce anume? Adică sursa... Că știi tu că nu mai ai nimic? Păi, observable-ul e asincron doar dacă sursa e asincron. Că. Sursa e asincron, atunci... Da, dar în general, debounce time, n-ai de unde să știi că e sau nu ultim. Dacă vă la intervale random de timp între 0 și 50, numai după ce treci între 50 de milisecunde poți să dai seama dacă declanșezi sau nu. Puteam să pun alt exemplu cu timer sau ceva, și ăla era mai ok. Dar știi, Luce, poți să-mi dai și la sfârșit. Mai modific. Catch. Cum prindem erori? Cum am zis înainte, trebuie să zică catch error, că nu mai putea să zică catch. Cam așa arată codul de error handling în aplicațiile care folosesc RxJS. Avem un stream pe care se întâmplă tot felul de lucruri.
și vrem să fim siguri că facem handle la cazul în care vine o eroare. Catch error, primim eroarea, în cazul ăsta o scriem în consolă, poate vreți să o trimiteți la un server sau să o scrieți într-un loc sau nu știu, să faceți ceva mai interesant cu ea. Și aici returnez empty, care îmi generează un observable care trimite evenimentul de completed imediat. Ce se întâmplă în cazul ăsta? Stream-ul este în continuare dead, deci cum ziceam, un observable odată ce a primit o eroare sau un completed nu o să mai facă nimic niciodată, doar că în subscribe, în loc să mi se apeleze handlerul de error, mi se apelează handlerul de complete. Asta e diferența în cazul ăsta și o să vedem mai târziu cum putem să-l compunem cu alte stream-uri, să facem lucruri mai interesante. Și ăsta este un exemplu doar cu cei care, cu operatorii peste care am trecut până acum. Puneți să ne imaginăm că avem un input, un search box, un utilizator poate să tasteze ce vrea și noi vrem să căutăm pe server ce produse au numele tastat de utilizator. Și ne-am creat un stream, input stream, i-am zis aici, puteți zice că am folosit from event cu input sau ceva de pe element. Și ce am vrea să facem? Prima dată aplic filtru, pentru că nu vreau să fac niciun search decât dacă mărimea textului este mai mare de 2 caractere, că nu vreau să fac un search pentru un caracter, că nu a scris suficient. După care am apelat debounce time 200 de milisecunde, pentru că utilizatorul începe să scrie și vreau să fac search-ul când termine de scris, nu pentru fiecare caracter care îl apasă el. Am apelat distinct until changed, pentru că poate să tot scrie, să șteargă un caracter și nu vreau să fac același search de 3 ori una pe alta. Nu știu de ce ar face chestia asta, dar bănuiesc că toți aveți QA sau nu sunteți QA. QA mai convins să fac chestia asta. Pun același caracter pe care să șteargă ca să vadă ce se întâmplă. Și ultimul operator care nu l-am explicat este start with, dar face exact ce zice numele, începe stream-ul respectiv cu o valoare. În cazul ăsta, pe stream-ul nostru nu s-ar întâmpla nimic până în momentul în care utilizatorul ar începe să tasteze ceva. Dar aici el ar începe cu empty stream, mă rog, puteai începe cu steluță, zicem că vrei să arăți inițial lista de produse. În subscribe facem handle numai la callback-ul de value, nu știu de ce am pus acolo aici, mă rog, probabil că vreau să-l pun pe următorul rând, și apelăm o metodă care face un Ajax call și ne încarcă nouă produse. O să vedem, nu e încă suficient de reactive. În aplicații real world, metoda asta de aici, de fapt, ne va returna alt observer și o să o folosim în codul nostru. O să am un exemplu mai complex cu asta mai târziu. Ăștia sunt câțiva operatori de bază, cum ziceam, sunt foarte mulți. Nu am găsit nicio sursă care să-ți explice, de fapt, ce operator vrei să folosești. Au pe reactivex.io la un moment dat o secțiune bine ascunsă cu cam ce vrei să faci și ce operator să folosești, dar ar fi drăguț să fie și un mod mai interactiv să afli chestia asta. Sunt foarte mulți asemănători, foarte mulți care fac lucrurile care le poți face. De exemplu, aici am 3 operatori și am, cum ziceam, unul care face același lucru ca ăștia 3. V-am arătat map, de exemplu, poți să ai map to, când nu vrei să folosești valoarea de input la nimic și vrei să mapezi tot la o valoare. Și au făcut alt operator din chestia asta. Asta încerc să zic că sunt foarte mulți asemănători. Că nu-l știi și îl folosești map, nu se întâmplă absolut nimic. Și în timp o să-i învățați, așa am făcut eu cel puțin. Și dacă aveți o persoană în echipă care vă tot bate la cap, puteți folosi alt operator. Foarte bine. Învățați mai repede. Distul ăla nu face parte din array sau... Nu. Face parte din clasa de TypeScript în care scriam exemplul, probabil. Dacă mai vedeți, da, tipuri sau undeva, exemplu, le-am scris folosind TypeScript, deci probabil de aia. Ar trebui să șterg la un moment dat. Ultima categorie de operatori sunt cei care combinăm observables, deci dacă avem două streamuri sau mai multe și vrem să le combinăm împreună. Cum am zis, putem crea foarte multe din elemente de pe UI, din evenimente și vrem să le combinăm, să facem diferite lucruri. Primul exemplu este concat și pentru că îl folosim ca funcție separată, l-am importat din ERIS.js observable concat. Aici am creat două streamuri din numerele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 și am adăugat pipe și operatorul delay care doar adaugă delay-ul între ele. Nu l-am explicat, dar aici adăugăm un delay de 150 de milisecunde și aici un delay de 50 de milisecunde. După care apelăm concat cu cele două streamuri. Concat primește orice număr de stream-uri, deci puteți să dăm 2, 3, 50, nu contează, putem să-i punem câte vrem noi și scriem valorile în consol.
cam asta facem. Asta este primul stream, o dată la 150 de milisecunde ne generează ceva și asta o dată la 50 și completed când termină. Ce face Concat? Ne ia primul stream și ascultă pe el. De fiecare dată când ne vine o valoare pe primul stream, o trimite pe rezultat. Ne mai vine o valoare, o trimite pe rezultat, ne vine 3, o trimite pe rezultat. Când primești un eveniment de completed de pe stream, ia următorul stream și face același lucru, ascultă pe al doilea. Vine 4, 5, 6, le pune, după care a primit completed și dacă mai avem stream-uri în continuare, să le tot ia pe fiecare și să facă același lucru. Respectiv, dacă vede că nu mai are stream-uri și a primit un eveniment de completed, trimite completed pe rezultat și o încheiat. Respectiv, un operator foarte asemănător, merge. De exemplu, este identic cu cel dinainte, doar că am importat merge și aplic merge. Face cumva un lucru foarte asemănător și în același timp foarte diferit. La merge, la fel, îi dăm mai multe stream-uri și ce face merge? Ascultă pe toate stream-urile în același timp și când vine un eveniment, îl trimite la rezultat, indiferent pe care dintre stream-uri a venit. Deci ne vine pe stream-ul ăsta 4, 5, 6, le pune pe rezultat, 1, 2 și 3, le pune pe rezultat. Și merge spre deosebire de concat, așteaptă să termine toate stream-urile, pentru că poate pe unul mai prins ceva. Și atunci el așteaptă toate evenimentele de completed ca să zică că rezultatul este completed. Switch map este destul de folosit în aplicații. O să încerc să-l explic. L-am importat din ErecGIS Operators pentru că vreau să-l folosesc în Pipe. Mi se pare că arată mai ok așa în codul care-l scrii sau uneori doar așa ai nevoie să-l folosești. Creez aici un observable care emite o valoare imediat, după care la fiecare 5 secunde mai emite o valoare. Și în primul argument de la switch map îi trimitem alt observable sau o funcție care ne returnează ca rezultat un observable. În cazul ăsta generez un range. Și în mod normal asta înseamnă că noi la fiecare interval de pe primul stream generăm alt observable. Deci, de fapt, rezultatele noastre din fiecare eveniment o să fie un observable, nu o valoare. Și eu nu vreau să am câte un observable pe rezultat, vreau să le fac flatten, cumva, să-mi vină valorile pe rezultat. Și atunci folosim switch ca să-i facă flatten la rezultat. O să vedem în grafic imediat. Cred că am zis flatten de 50 de ori în altul. Al doilea argument pentru că este switch map este cum se combine valorile din stream-uri. Este opțional și eu l-am adăugat aici exact pe cel default. Deci, by default, ia valoarea de pe al doilea stream și o ignoră pe primul. Cam așa arată. Odată la 5 secunde ni se emite o valoare pe primul stream și așa arată cel din switch. Ne emite 1, 2, 3 și completed. Și ni se emite valoarea 0 pe primul stream și el pune rezultatele imediat de pe al doilea ca valori. 1, 2 și 3. După care așteaptă să vadă ce se mai întâmplă pe primul stream, ni se mai emite o valoare, le pune iară pe rezultat, ni se emite o valoare, le pune iară pe rezultat și pentru că în cazul ăsta eu am făcut un timer aici, ăsta de fapt nu o să termine niciodată, să tot facă chestia asta la nesfârșit. Unele chiar l-au lăsat vreo 4-5 ore, mă rog, din greșeală să ruleze și chiar îmi generau valori în continuare. Îl folosiți, o să vă arăt și un exemplu, de exemplu aici puteți citiți niște date de pe server și să-l combinați cu alt stream. Mai explic și Combine Latest, cred, după care pot să vă arăt un exemplu cu câteva din ele. Combine Latest l-am importat din nou din ErecGIS Operators, pentru că îl folosesc în Pipe. Și cum ne zice și numele, el ne ia ultimele două valori din fiecare stream. În cazul ăsta cu timer am generat un observable care ne emite imediat o valoare, după care la fiecare 500 de milisecunde ne mai emite câte o valoare. Și al doilea stream este un timer care la 100 de milisecunde ne emite o valoare, după care la fiecare 250 ne mai emite câte unul. Și apelăm combine latest în metoda pipe, îi zicem al doilea stream și la fel îi dăm o metodă în care îi zicem cum să ne combine cele două valori. Deci X este valoarea care vine de pe first stream, Y valoarea care vine de pe second stream și aici, din nou, pentru că JavaScript și pot să fac chestia asta, le adaug ca string-uri, deși ele sunt numere, ca să vedem rezultatul mai ok. Cam aproximativ așa arată cele două stream-uri, cred că mai tras eu stânga-dreapta un pic de ele ca să nu se suprapună foarte mult. Deci pe primul stream ne se emit valorile 0, 1, 2, 3 la niște intervale mai mari de timp și pe al doilea ne se emit aceleași valori la intervale mai mici de timp. Ce face în cazul ăsta combine latest? Devine un 0 pe primul observable, nu are nimic pe al doilea și pentru că este combine latest nu ne trimite nimic pe rezultat, pentru că nu are ce să combine, pur și simplu ignoră valoare.
momentul în care ne-a venit 0 pe al doilea, are deja o valoare de pe amândouă și ne-l pune pe 0 de pe primul stream plus 0 de pe al doilea și este 0-0. Le pune în ordine asta pentru că așa am stabilit noi în funcția noastră să le combin. După care mai vine o valoare pe al doilea stream, să uit ok, ăsta e 1, pe primul 0, am ultimul și pune 0-1 pe rezultat. Ne vine 1 pe primul, ia 1 care este ultimul de pe al doilea, 1-1, ne vine 2 de pe al doilea stream, ia 1 de pe primul și pune 1-2. Deci este important pentru că noi așa le-am pus în funcție, exact în ordine asta ni le luăm. Și continuă tot așa în cazul ăsta la infinit pentru că n-am pus niciun mod de a le opri. Și acum alt exemplu care am construit peste primul de mai înainte. Deci aveam streamul de search input care ne trimitea evenimentele de la Searchbox. Și putem să ne imaginăm că mai avem două streamuri, unul în care utilizatorul selectează categoria produsului și unul în care selectează un price range. Nu știu, vă imaginați că sunteți pe Mac sau PC Garage sau orice alt site de genul ăsta. Și de fiecare dată când utilizatorul modifică ceva în UI, noi vrem să ne citim produsele de pe Search. Și am apelat Combine Latest, pentru că vreau ultima valoare din toate cele trei streamuri. Ne putem să ne imaginăm că înainte de partea asta în care le combinăm, aveam câte un cod, ca în celălalt exemplu, care la fiecare îi facem un filter și un debounce și așa mai departe. Aici le combinăm, îi punem un debounce time de 150 de milisecunde, pentru că ori utilizatorul este foarte, foarte rapid și modifică două în 150 de milisecunde, sau ceea ce am experimentat eu, puteți lucra cu niște API-uri care poate nu le controlați voi direct și care nu sunt implementate exact cum vreți voi, poate citiți valorile astea în request-uri diferite de pe server. Și atunci ele vă vin în două request-uri, pentru că se emit diferit, putem să avem de fapt două request-uri, două evenimente care ne vin aici. Și vrem să le combinăm în ultimul, vrem doar pe ultimul. Chiar am folosit codul ăsta în production, în aplicațiile care lucrez. E real world, de exemplu. După care apelăm switch map. În switch map primim toate cele trei valori de la fiecare stream în ordinea în care le-am pus, deci search textul de la primul, category și price. Și apelăm un product service, un fetch product dintr-un product service care ne citește produsele și ne returnează un observable. Și pe observable-ul care ne returnează serviciul, mai putem face niște lucruri. La fel, putem pune din nou operatorul pipe, deci în cazul ăsta am două pipe-uri, un pipe și aici și aici. Îi punem un retry. Nu l-am explicat, dar face exact ce zice numele. Dacă serverul nu este disponibil sau rețeaua e picată sau orice altceva, o să încerce de 3 ori să facă call-ul respectiv, să citească produsele. Dacă după 3 încercări nu a reușit, gives up, zice că a apărut o eroare, care noi o prindem aici și returnăm empty. Adică un observable care nu face nimic și emite imediat evenimentul de completed. Și ce este ok în cazul ăsta, deci dacă țineți minte, am zis că atunci când primești un eveniment de completed sau error, observable-ul e dead. Nu se mai întâmplă absolut nimic pe el. Dar în cazul ăsta, observable-ul nostru pe care este eroare este cel din switch map. Deci observable-ul dead este de aici. El va trimite mai departe că el e completed, dar ăsta de sus e încă alive și poate să asculte pentru următoare evenimente. Diferit când utilizatorul mai modifică ceva pe UI, o să ne vină alt eveniment aici. Dacă aveam o eroare pe ăsta, sau nu aveam un catch aici, se ducea eroarea pe stream-ul principal și ăla era dead și nu mai primeam nimic. Am pățit chestia asta. Da. Se presupune că noi nu avem disk un proces care turnează un observable, dacă am fi să folosim un loc de metoda fetch product care da. Turnează un observable, dacă să folosim, de exemplu, fetch-ul nativ din da, da. Atunci ar trebui să faci un from. Da, îți creezi tu observable acolo. Mm-hmm. Exact, pui în from, poți să-i dai direct rezultatul. Da. Deci îi pui from chestia și el de fapt îți facă fetch-ul de trei ori. La fel, ăsta e cod care chiar îl folosesc în aplicațiile la care lucrez, cu mici diferențe, de exemplu, la catch error, poate vreți să faceți ceva mai advanced decât ce am făcut eu aici, respectiv mai... Nu cred că mi-a încăpea pe slide, sunt cazuri în care poți implementa un fel de cancel pentru call-ul ăsta de aici. Observable-le pot fi cancelable. Sau poate tu ai făcut call-ul, dar între timp nu te mai interesează și atunci poți să-i zici asta cu alți operatori. De alea deja sunt exemple complexe. Cam asta a fost cu operatorii.
Din punct de vedere, asta e cam cel mai greu lucru. Când începe să lucrați cu observable, să vă dați seama care naiba din aia, bine, în afară de map filter și ăștia, trebuie să-i folosiți. Și să vă gândiți cam cum puteți să gândiți, de fapt, reactive. Adică ce anume din aplicația voastră este un stream. Eu când am început să lucrez cu RxJS, la început o dura ceva să mă prind ce naiba se întâmplă și cum funcționează, după care am trecut în extrema cealaltă și mi se părea că am numai stream-uri în aplicație. Și am început să scriu cod de genul ăsta și după am oprit la un moment dat să mă uitam la el și am zis că dacă mai vine un developer să uită după mine și nu-și scrie RxJS sau și dacă știe RxJS, o să mă caute să-mi tragă câteva că am numai stream-uri. Deci trebuie să aveți trebuie să fie balance. Adică e ok, sunt drăguțe, rezolv destul de multe probleme cu ele, poți să le rezolvi și altfel, dar mă rog, aici ai trei linii de cod care îți fac o grămadă de lucruri, dar nu trebuie să exagerezi cu ele. Adică da, poți să faci aproape din orice un stream, dar poate n-ai vrea să faci din orice un stream. Și ultimul lucru care o să-l explic în seara asta este diferența între observable hot și cold. O să vedeți asta pentru majoritatea de articole. Inițial vreau să arăt și cum faci din cold hot, dar depășeam cu mult timpul și m-am rezumat de la a explica care este diferența. Aveam exemplul nostru cu create și aici facem noi ceva. Creăm niște valori. Dacă puteți să ne referim la codul ăsta de aici care ne creează valorile ca un producer. Deci în cazul nostru aici este producer. De fiecare dată când apelăm subscribe, ni se execută codul ăsta de aici. Deci dacă apelăm aici subscribe, o să primim valorile de la 1 la 9. Dacă, de exemplu, peste 20 de minute mai apelam subscribe, produsul nostru se crea din nou și primeam exact aceleași valori, de la 1 la 9, indiferent când facem subscribe. Deci de fiecare dată când facem subscribe și în interior observerul nostru ne creează producerul, este un observable call. Adică de fiecare dată vă să primi exact aceleași valori. Putem să facem subscribe acum, putem să facem subscribe peste o oră sau peste 5 ore, să primim exact aceleași valori. Asta este un observable call și un observable hot. Aici, în metoda de create, ea tot o să apeleze de fiecare dată, dar ce am făcut eu a fost doar să dau un event listener pe un producer extern. Deci, în cazul ăsta, exact ca în exemplu precedent, am ascultat după mouse move de pe document și de fiecare dată când utilizatorul mișcă mouse-ul, emit un eveniment. Doar că diferența majoră aici este că acum fac subscribe și o să primesc niște evenimente și dacă fac subscribe peste 5 minute o să primesc niște evenimente total diferite. Pentru că noi nu controlăm producerul, în observable-ul el nu creează producerul, doar face o legătură între callback-urile noastre și producer. Cumva pe scurt și ca să putem ține minte, la un observable call creează producerul de fiecare dată când apelăm subscribe și un observable hot doar share o referință la acel produs. Deci nu creează cod care se creeze produsul. Și bineînțeles amândouă încep să asculte și să ne emite evenimentele după. Cam asta am avut timp. Da. Când ai folosit un cod? Chestia e că toate de la from îți generează observable call. De exemplu. Și dacă sincer, de la from, scuze, alea care creează observable cu from, dacă dai un array sau observable off sau așa mai departe. Nu, sunt foarte multe cazuri și sincer nici nu prea folosesc metodele respective de a crea observable, în afară de from event. Care, na, ăla e util, dar ăla nu îți creează un observable call. Deci faci un from promise, deci știu eu nu. Are valoare. Da, și după aia deci pe ăla s-a terminat și deci un fel de call, dar nu. Pentru că nu se mai schimbă, că s-a făcut singur dată. De fapt există trei tipuri. Cold, hot și warmish. Pentru că, în general, dacă nu controlăm noi observable-ul, dacă nu-l creăm noi, e destul de greu să știm ce naiba se întâmplă în producerul ăla. Sau la majoritatea dintre ele nu prea putem să ne dăm seama exact ce se întâmplă. N-am mai adugat și warmish, că
asta era prea interesant. Dar într-un exemplu de astea care le ziceți și voi, el de fapt nu-s nici cold, nu-s nici hot, e cumva între și Ben Lashley zicea că-s warm-ish. Dar basically un observable care e bazat pe un request HTTP, ăla e cold, adică va deveni cold, o să fie aia și de fiecare dată se subscribe lumea la el, o să primească doar valoarea aia, ultima chestie, nu? Da. Și dacă ai, de exemplu, un observer de genul ăsta care crezi dintr-un socket, da, ăla e celălalt exemplu, e hot pentru că acolo poți să tot primești eror. Dar acolo înseamnă că tu socketul crezi undeva în exteriorul, la create și în create doar adaugi listener-ul pe socket. Și dacă vrei să faci un serviciu, să fii tu șmecher, când vrea cineva, dar mai fă o dată call-ul, tu poți să expui un observer și tot l-update-ul pe ala și atunci ăla e hot. Da. Sau nu, și la exemplu cu socket, dacă tu în create inițializezi socket-ul, la fel, e cold dish, pentru că tu creezi socket-ul de fiecare dată, nu asculti la același socket. Cold dish? Cold dish e la altă tonală? Warmish, scuze. Ah, ok. Ignor, warmish. Cam atât? Care e statusul observable-ului ca tip în JavaScript? Mai pasiv de fapt. Știu că discută, dar nu știu zic în ce stadiu și mai discut acum și să adauge un operator destul de drăguț care mi se pare destul de ciudat, adică bară verticală și mai mare în loc de pipe. Arată destul de ciudat, durează să gândești cu el. Da. Ei zic că observable, da, o să fie inclus în standardul JavaScript și disponibil, da, n-am idee. Și e cu diferență între obiectele astea observable și stream-urile din Node? Da, trebuie să răspund că nu am lucrat cu stream-urile. Da. Vreau să întreb dacă există funcții de tipul de stream, sunt unele care se complete singure și altele nu? Sau trebuie mereu când știi că e complete? Când știi că e complete, știi că e complete doar când ai primit unul de cel tău eveniment, e complete sau eroare. În rest, tu stai și asculti. Sau când nu te mai interesează, de exemplu, ai făcut subscribe în exemplul ăla la Mouse Move și, de exemplu, imaginează că faci un joc, am zis jocuri făcute pe RSGS, destul de ok, și la un moment dat pui pe pauză. Și atunci poate vrei să faci un subscribe sau să faci ceva ca să nu mai tot muți cu jucătorul pe acolo. Da. Ziceai că poți importa operatorii din două locuri? Da. Și dacă vrei să-i folosești pe ambii, ce faci? Deci când îi importi așa din RxJS Operators, așa, funcționează doar în pipe, okay. Și când îi importi din RxJS Observable și numele lui, e o funcție de ține stătătoare care o aplici, care o apelezi și care îți returnează un observable. Ok, și dacă vreau să-i folosesc în același fișier, au operatorii importat din cele două locuri. Nu poți să-i importi first nume, as something. Mă să-mi dea eroare de compilare în primul rând, dar cum au gândit ei treaba asta? Import de două ori aceeași. Nu, 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 că importi aceeași chestie din două locuri diferite, aia nu, e un pic. Problema e că de ce au ei în două locuri diferite în departe? Pentru că vor să fac o migrare către un alt mod de a utiliza operatorii. Nu, modul ăsta de important nou, îi, da, cumva face parte și din migrare. Pentru că modul ăsta de a importa, hai să zicesc că nu, ăsta a existat și până acum. Da. Deci ăsta e din RxJS 4, îi aveai acolo. Ce-a fost? Asta va dispărea, nu? Nu, astea încă sunt acum, așa, e așa în proiect să folosești acum. O să dispară sigur când făcea importul ăla numai cu un patch și făcea patch la prototipul de observer. Alea o să dispare complet. Adică sunt trei tipuri. Două. Ăsta și ăla. Arată-ne un exemplu și cu al doilea. Păi e ăsta din RxJS Observable și numele operatorului sau din RxJS Operators? Nici care nu fac patch. Dar era încă unul, de care făcea patch la prototype. Ca să poți să-i folosești în pipe, ai nevoie de ei de aici. Pe ce picul ăla folosești în pipe? Nu. Uite, un pipe. Ăla-i delay. Merge-ul. Ignor, eu am importat merge-ul. Merge-ul e aici.
și delay-ul iată undeva. Delay-ul nu l-am pus pe slide. Păi da. Deci, oricând e important din observable și numele lui, îl apelez ca funcție. Când îl importi din RxJS Operator, trebuie neapărat să-l pui în pipe, pentru că nu poți să-l apelezi. Ok, care varianta nouă care o adoptă? Combinația dintre ele e nouă, pentru că ăsta era și până acum. Deci tu puteți să importi așa. Da, da, da. Și ăștia e adăugat acum, RxJS Operator. Ăștia sunt adăugați acum. Dar aici n-ai cum să găsești from, că tu nu poți să pui from într-un pipe, cred. Ce puțin am încercat. Dar atunci operatorii ai importați, nu știu, legacy, o să poți să-i chaining ca și până acum. Da, 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 noi am făcut upgrade, sau mă rog, am făcut un upgrade, un branch la o aplicație de Angular la 5 și ei sunt acolo. Ți-i importi la fel, fac... Se pare mai ok chestia asta cu pipe, așa cum arată? Da, din cele două motive care le-am zis mai înainte. Tree shaking și că nu se mai strică nimic. Și ei lucrează acum, ha? Deci ei lucrează acum să poți să faci chestia asta, stai să ajung la un exemplu. Deci ei lucrează să poți să faci chestia asta cu import numelor direct din RxJS și să-ți ia doar ce ai nevoie. Și atunci cumva o să poți să importi de aici și nu știu, să-i folosești oricum, abar n-am. E mai ciudat și partea cea mai aiurea că nu e varianta neapărat cumva finală. Deci tu o să-ți migrezi acum aplicația și probabil în jumătate de an o să vină cu o chestie puțin diferită. N-au ceva cod, bă, sper că te-au automat. N-am văzut. Dacă mai aveți alte întrebări? Da, modul pare, dacă folosești modul ăsta cu din observer, deci nu ăla care face patch. Da. Care ar fi dezavantajul față de ăsta cu pipe? Păi ăsta e, ăsta care nu face patch, e ăsta cu pipe. Nu, dar n-ai zis pe și al doilea, dintre cele trei. Așa. Ăla din observă, ăla, n-ai zis că nu face patch. Mărgiu cele bine. Mărgiu. Mai, da. De exemplu, poți să folosești aici RxJS observable slash map. Se import. Posibil? Mă aștept să da? Da, nu mă aștept după aia. Cum faci? Da, dar cum faci? Da, cum faci chaining între ele? Știi, ai from și după aceea spui punct ceva. Nu se poți spui. Deci tu astea care le importi de aici le folosești o singură dată ca să faci un lucru. Ăla care îl pui în pipe, îți construiești un stream mare de el. Când vrei să combini mai multe, nu le importi de aici, le importi de aici. Când vrei să folosești unul singur, le importi de aici. Da. Și crede-mă, varianta asta e mult mai simplă. Aia cu patching aveai, cred că, 3-4 locuri de unde tot luai chestii și puteai să-l iei și de aici și la un moment dat aveai și alte de pierdeai complet. Nu le pune singur. Le pune singur greșit. Nu toate ideile. Ok, am făcut, o să cer cumva să-i trimit la Andrei slide-uri și le pune el. Aici sunt niște link-uri de ceva blog post-uri și videouri legate de ce am povestit. Eu sunt Adrian Fluciu, mersi că m-ați ascultat. Mă găsiți pe, nu știu, Medium, mai încerc să scriu din când în când pe Twitter sau așa mai departe. Mersi.